Creșterea calității educației. Asta își propune un proiect aflat în vizorul Erasmus prin intermediul grădiniței Floarea Albastră din București. Astfel, unitățile educaționale participante din România, Bulgaria, Spania, Grecia și Letonia urmăresc îmbunătățirea calității educației prin formarea profesională a cadrelor didactice. Proiectul este unul foarte generos, pentru că își dorește să arate cam ce ar trebui să facem într-o grădiniță pentru a avea învățământ modern și a fi conectat la tot ceea ce înseamnă activitatea de astăzi din învățământ și, de ce nu, cu privire către viitor. Schimbul de bune practici cu parteneri din alte țări este benefic pentru adaptarea opticii cadrelor didactice și formarea lor, spun inițiatorii. Primul obiectiv este să modernizăm actul educațional și să dăm copiilor tot ceea ce ei își doresc în ziua de astăzi, de să fie un învățământ pe nevoile și interesele copiilor de astăzi și în același timp să fim o școală deschisă. Acest schimb de experiență vizează armonizarea sistemului de învățământ cu standardele internaționale. Mai mult, proiectul vizează și integrarea copiilor cu dizabilități. Presupune o abordare a tehnologiei moderne în cadrul învățământului preșcolar. De asemenea, noi aplicăm aici o pedagogie respondentă pentru copiii cu dizabilități, integrarea acestora în cadrul învățământului de masă și, de asemenea, pedagogia STEAM vine cu o abordare nouă. Unul din obiectivele pe care noi le-am propus în cadrul proiectului a fost și incluziunea socială a copiilor cu dizabilități. De ce? Pentru că aceștia, chiar dacă au un deficit atențional sau dacă au o instabilitate neuromotorie, dacă sunt integrați în cadrul activităților interactive, am observat din proiectul anterior From Teacher to Teacher că copiii cu dizabilități au avut o receptivitate crescută la jucările interactive. Copiii răspund cu promptitudine unui astfel de model educațional și învață prin interacțiune, dar și prin intermediul jocurilor. M-am jucat cu prietenii ai mei colegi. Ai învățat ceva nou astăzi? Da. Am jucat cu lupul de plută. Ce ți-a plăcut cel mai mult să te joci? Cu plasteline. Acceptarea diversității, solidaritatea, respectul reciproc, toleranța și generozitatea sunt principii și valori promovate în cadrul colectivității școlare din cadrul grădiniței Floarea Albastră.